Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Astăzi vă propunem o întoarcere în timp. Avem un invitat special și o carte care însumează o suită de scene dintr-un timp apus, dar care mai are accente și în contemporaneitate. Putem să beneficiem de mărturii care ne bucură, cum că trecutul nostru tradițional, un fel de emblemă existențială în diverse zone ale țării, încă mai există, mai este viu, mai este recognoscibil și aceasta este demn de remarcat, demn de reținut. De aceea, în minutele următoare, invitatul nostru, care a venit însoțit de o carte document despre care vom afla destule detalii, are nu doar în memoria afectivă, ci doar și în adnotările propriu-zise și în cartea despre care vorbim, toate etapele existenței unei zone, unei zone care este apropiată aici de noi. Așadar, invitat este distinsul domn profesor, conferențiar universitar, dr. Gheorghe Belean, căruia îi spun bun venit în emisiunea noastră, inginer de profesie, dar foarte bun cunoscător al aspectului arhitectural al orașului nostru, pentru care a avut destule intervenții și chiar poate să susțină o disertație în acest sens. De data aceasta însă ne vom referi doar la ce poate să însemne tradiția, care marchează într-o formulă absolut admirabilă, pertinentă și rămâne peste ani, așa cum s-a întâmplat cu domnia sa, cu domnul conferențiar doctor inginer. Așa încât cartea aceasta e, să zicem, un document, satul care nu este doar al unei copilării de neuitat, este de fapt, cum vă spuneam, emblema existenței, parte din ceea ce suntem noi ca popor. Bine ați venit, domnule profesor! Înțeleg că această carte a apărut la editura Mirton din Timișoara, care beneficiază de atât de multe indicii ilustrative, fotografice, e de fapt un document, așa cum toate acele elemente din interiorul cărții sunt fotografii de epocă și sunt documente. La urma urmei este un document. Ați reconstituit o epocă. Să coborâm puțin în timp și să aflăm cam din ce perioadă începeți dumneavoastră prezentarea, făcând de la bun început eu punctarea că avem de a face cu o carte nu doar de memorialistică. Este o carte de specialitate, cuprinde niște capitole care țin de științe exacte, de sociologie, de folclor, de etnografie. Deci avem de a face chiar cu un sumum de care avem nevoie pentru a cunoaște trecutul. Așa că v-aș ruga să ne spuneți cam de când ați început să adunați materialul. Materialele sunt adunate în decursul a, cred că, aproape 2 ani de zile, dar și se referă la perioada copilăriei mele, respectiv din anul 1948 până în 1965. Deci este perioada imediat după război. Război, așa. E perioada destul de grea pentru satul Voia din comuna Balșa, județul Hunedoara, pentru că
nu existau locuri de muncă decât în agricultura privată care puteau să o desfășoare oamenii în satul respectiv. Care agricultură a fost atinsă și transformată imediat, nu? În agricultură acolo, socialistă. S-a încercat așa ceva, dar nu cu și n-au reușit? Cooperativă. Nu au reușit pentru că este o zonă de munte. Așa, a fost doar pentru o perioadă de vreo 2 ani o întovărășire, cum se spunea atunci, de creșterea oilor, dar s-a renunțat că nu, n-a putut să funcționeze. Vă să zic că și aici e o notă particulară. Avem de-a face cu o zonă de excepție care nu a putut intra în normele, în rigorile unei noi societăți care dădea totul peste cap și desființa cam toate normele cunoscute. Așa că ceea ce vedem noi aici în această fotografie de grup este de fapt modul cum arătau oamenii în perioada respectivă. Din toată zona, că în fond au mai fost zone care au putut să beneficieze de acest statut, să le spunem. Da. Ca și un fapt divers pot să spun că în perioada respectivă, cred că nu începuse în școala, am văzut la un moment dat că mergeau oamenii seara cu mâncare undeva spre deal, sus. Și am întrebat, da, unde duc mâncarea? Mâncarea se ducea de obicei la lucrătorii care erau pe câmp. Pe urmă am aflat mai târziu de la mama că sunt niște oameni care stau într-un sălaș undeva pe deal și trebuie să li se ducă mâncare. Abia cu mulți ani în urmă mi-am dat seama că acei oameni puteau sau au fost luptători anticomuniști. Erau luptători anticomuniști, foarte da. Interesant. Și mâncarea le era dusă oarecum seara, oarecum pe furiș ca să... Absolut. Da. Asta era bade, motivația, da. Ca să nu se observe. Să nu se observe. Da. Și fiind un sat în care nu pătrunsese colectivizarea, avea, eu știu, poate... O bănuială putea să fie asupra localității și iată că erau într-adevăr oameni care rezistau, că așa se numeau rezistenții din perioada respectivă. Da. Ce să spun, a fost o perioadă foarte grea atunci, foarte grea pentru toți, negăsindu-se alte locuri de muncă. Intrarea în sat era unică, nu există drum de trecere din sat în altă localitate decât de la comună. Deci un singur acces dinspre comună. Puțin izolat. Foarte izolat. De aia și s-au retras acolo rezistenții din munți, din munții Banatului, munții de data aceasta a Ardealului ar fi. Da, și tot datorită acestui lucru, probabil că se... s-au păstrat diverse obiceiuri, tradiții, mult timp și după Revoluția, propriu-zis, după anii 65, să spunem. Când lucrurile păreau că s-au schimbat puțin, deci... vreți să subliniați o idee foarte bine conturată în carte, că s-au conservat cu bună știință aceste tradiții, acest mod de viață și cam câtă vreme mai sunt și acum? Acum, din păcate... Elemente din perioada respectivă? Din păcate nu se mai păstrează decât obiecte pe la oameni, se mai păstrează câteva case construite în perioada 1930-1965. În rest, nu mai e nimic, să spunem. Nu mai e. E căminul unde se mai desfășoară anumite activități. Sunt două biserici de bună seamă. Școală nu mai este în sat decât în comună, în Balșa. Așa că la cei 78 de oameni cât au fost înregistrați la recensământul de acum 2 ani, nu... Putem spune că este un Nu se mai păstrează, dar tradiția există
în memoria afectivă a celor care au trăit acolo. Dovadă este și această carte. Îmi spuneați de o distinsă tânără profesoară de la care avem o filmare și care va intra la finalul acestei înregistrări, care răspunde și a participat concret la înființarea unui fel de muzeu al locului. Vă rog să ne povestiți puțin. Doamna profesoară de care discutăm, Lazar Emilia se numește, este fiica coautorului cărții, Jude Emil, învățător la rândul lui. Doamna este profesoară de franceză-engleză într-un sat de lângă Urăștie, cu denumirea de Romos. Aici ea are ocazia acum să devină foarte cunoscută prin faptul că este numită profesorul anului din mediul rural. Iar profesorul anului din mediul rural. Și noi o prezentăm, să zicem așa, în primă audiție, este absolut, prima absolut vizualizare națională. Profesorul anului din mediul rural. Și se ocupă de muzeul păstrează respectiv. Păstrează în sat diverse obiecte, așa cum o să se vadă și din filmuleț, diverse obiecte, așa cum pot să spun că le păstrez și eu cu soția acasă. Majoritatea obiectelor care le avem de gospodărie și de lucruri de mână făcute de mama, în mod special, le avem acasă. Deci majoritatea din vremea respectivă. Majoritatea sunt personale. Am văzut derularea unor fotografii alb-negru. Iată, încă continuă. Asta este portul tradițional din zonă. Da, da. În muzeul despre care vorbiți și despre care are grijă și ne va prezenta câteva secvențe doamna profesoară, se mai păstrează acest gen de costume. Uitați-vă că acum astea apar mai vii, mai moderne puțin, celelalte, iată. Nu sunt atât de moderne, sunt tot din vremea aceea, dar sunt decolorate de timp. Da? Da, deci au fost prelucrate cât s-a putut, dar atât am putut să fac, mă rog. Deci în realitate erau și ele cu tot roșu, alb-negru. Alb-negru. Numai tot alb-negru. Numai asta voiam să spun, că cele expuse acum, mai noi, par așa mai vesele. Da, deci da, tradiția da. Era doar pe alb-negru. Doar alb-negru, da. Doar pe alb-negru. Și mai dăinuie în muzeu costume din acea vreme? Da. Da? Mai sunt, pot să spun că am și eu costumul meu de când eram copil. Și îl păstrați? Da, îl păstrez și acum. Din păcate, lipsește ceva de la el, respectiv lipsește o curea care trebuia să o am și nu avem. Deci așa purtau oamenii. Iată și o imagine de nuntă din vremea respectivă. Asta ce imagine e? Că nu pare chiar costum. Da, este costum, dar sunt îmbrăcați aici, sunt îmbrăcați în costumul popular specific, sunt îmbrăcați ca și călușari, cum se ducea, cum se mergea. Era un costum al călușarilor de care trebuie să știm. Aici diverse imagini cu oameni din sală, diverse festivități, să spunem, întâlniri. Nu erau prea multe fotografii, nu erau în sat. Nu erau fotografii în sat, asta voiam să vă întreb. Cum au putut face fotografiile? Majoritatea veneau fotografii la sărbători? Sau? Veneau la sărbători și majoritatea sunt făcute, așa cum este și aceasta, la un târg la Balșa, deci în comună, în 25 martie și de Sfânta Vestire, Maria, adică din septembrie, se ținea un târg la Balșa în comună și atunci oamenii se duceau îmbrăcați și acolo se fotografiau. Da, majoritatea sunt făcute în acest fel. E bine că mai păstrați aceste fotografii foarte vechi, semn de dăinuire totuși a existenței unei anume etape din istoria noastră. Spuneați că ați conlucrat pentru această carte și cu etnograf și etnolog. Prefața a fost scrisă de însuși și, mă rog, câteva elemente legate elemente de pe conținut, care le cunoștea. De conținut și de aranjament în carte.
cum să urmeze capitolele, cum să fie așezate. Dar era cunoscător din punct de vedere etnografic și etnologic a acestei zone. Da. Aș vrea să spuneți cum de ați gândit, probabil pentru formația dumneavoastră de inginer v-a determinat să scrieți o carte nu doar afectivă, nu sunt mărturii afective foarte rare, ci doar mai mult date. E o carte științifică și când am văzut câte detalii sociologice sunt înmagazinate aici, eventual vom avea pe ecran la finalul convorbirii prezentarea acestora. Am văzut că era trecut pe fiecare rubrică, categorie de vârstă, de bărbați, femei, copii. Povestiți-ne puțin despre această structură a cărții. Cartea inițial s-a vrut o prezentare a copilăriei mele, cu a satului și a unor elemente din sat, din copilărie. Momente importante, da? Care pe nuntă, botez... Nu, n-am avut pretenția atunci când am început să fie o carte. Am avut doar să... Și ați adunat date pe parcurs și așa a rezultat. Intenția de a scrie ceva despre mine, despre sat, pentru urmași, pentru cunoștințe, pentru urmașii mei, de bună seamă. Și pe urmă, încet, încet, am tot adăugat la materialul care l-aveam despre mine, am tot adăugat elemente în plus, am scris toți oamenii din sat de pe vremea respectivă, din perioada respectivă, am scris despre ceea ce făceau ei în perioada respectivă, ce munceau, cum munceau. Deci era doar agricultura, creșterea animalelor. Creșterea animalelor. Dar care era populația? Că acum ați spus că mai sunt 80 și ceva de familii. Da. În perioada respectivă erau 520 de persoane în sat, în 120 de case înșirate în lungul a unei văi principale, care pe urmă s-a ramificat în două. Nu înțeleg, 100 de case? 120 de case. De case și 500 de persoane. Persoane, da. Am înțeles. Deci în fiecare casă erau atunci familii. Nu o singură familie, erau două sau chiar și trei familii. Da. Plecând de la această încercare a mea de a scrie, am ajuns pe urmă să discut cu doamna profesoară de care discutam mai devreme, a cărui tată a decedat pe parcurs și n-a mai apucat să termine el o monografie a satului care o începuse cu mai mulți ani în urmă. După mai multe rețineri, am apelat totuși și am întrebat-o dacă poate să-mi pună la dispoziție materialul datele pe care le adunase dumnealui. Au fost de acord și dânsa și mama dânsei, deci soția învățătorului de care spun, așa, și atunci am luat din materialul dânsului, am luat pasaje întregi care sunt prezentate aici și care s-au încadrat în concepția mea de organizare a cărții. Înțeleg. Iată că din nou aflăm ce rol important, admirabil, a avut și trebuie, cred că mai are, învățătorul în sat, în mediul rural. Dorea să lase moștenire, experiența lui legată de viața satului. Și a reușit într-un fel, pentru că dumneavoastră ați preluat materialul respectiv. Care credeți că era elementul specific al acestei zone și al acestui sat, în afară de portul popular în alb-negru, multă sobrietate, aș spune, un sat ceva mai izolat? Care credeți că era specificitatea? Cred că cel mai important lucru care l-am reținut și l-am văzut este acela că toți vroiau ca să ducă copiii la școală, să-i pună pe copii să învețe. În acest fel au ajuns din sat să
promoveze sau să ajungă pe parcurs ingineri, profesori, mulți învățători, mulți lucrători în mediul sanitar, să spunem. Deci aceasta cred că este lucrul cel mai important, că oamenii au fost interesați ca să învețe copiilor cât mai mult foarte posibil. Foarte interesant, da. Considerați că este o pierdere faptul că acum mai sunt doar câteva familii, că s-a diluat tradiția, sunt sigură că erau niște obiceiuri care s-au exersat câteva sute de ani, poate și mai mult, mult mai mult, care vin dintr-o tradiție, să-i spunem, emblematică pentru poporul nostru și acum s-a diluat totul. Da. Se mai întâlnesc oamenii și acum majoritatea sunt plecați fie la orăștie, fie la Deva, dar la sărbători se mai întorc în sat și se întâlnesc. Am avut o mare surpriză la lansarea cărții care a avut loc în 11 noiembrie în sat, la Căminul Cultural, când au venit atât de mulți oameni că nu au încăput în cămin ca să poată să asiste la lansare. Deci erau oameni și din zonă, când pot de la vorba de zona lor. Absolut. Da. Deci toți care locuiesc la Deva, la Orăștie, toți s-au întors în sat pentru această întâlnire. Ceea ce înseamnă că nu poate fi chiar desființată o verigă numită etnografic, etnologic, obiceiuri din o anume perioadă a existenței noastre. Absolut. Oarecum poate fi retransmis, așa cum faceți și dumneavoastră, prin această carte și mai ales prin muzeul de care vorbiți că are grijă și este implicată profesoara, da, care va primi acest titlu de profesor. Va primi. Da. Oricum, pentru noi este național. Un lucru foarte, foarte important că a ajuns să fie nominalizată la acest titlu. Sunt 22 de profesori nominalizați care pe țară, da. Și o felicităm, ea este una o felicităm dintre aceștia. Și vom prezenta cu bucurie, da, mărturia domniei sale și prezentarea muzeului de care, da, are grijă. În esență, lucrurile nu sunt chiar atât de, aș spune, de în negură cum ar părea la prima vedere. Nu. Există formule de păstrare. Uite, chiar cartea e o formulă. Apoi filmele care se fac, elevii care învață acolo vrând nevrând aud și văd niște imagini din trecut păstrate în muzeu, apoi reluate în formulele moderne de popularitate, m-aș gândi să spun să fim optimiști. Nu dispare o verigă culturală atât de ușor. Nu, se păstrează. Ce povesteau oamenii despre perioada grea, stalinistă, că ei erau oarecum feriți de colectivizare, dar de restul legilor nu. Nu. Viața era destul de grea. Erau datori oamenii sau trebuia să predea la centre de colectare animale, în mod special, da, să predea și produse agricole, da. În mod special să luau un uium, îi se spunea, destul de mare din țuica care se prepara în sat, da, așa, care astea trebuia, se dădeau la stat, da? Da, trebuia date la stat. Și atunci oamenii încercau prin diverse metode să mai păstreze cât mai și mult pentru ei, și da, pentru ei, da, dar totuși zic că a fost viața destul de grea așa, în general, dar oamenii erau cu mult mai fericiți, putem să spunem, decât acum. Erau mai
dornici de întâlniri, de distracții, de comunicare, comunicare da? În mod special, mai ales duminica. Nu era duminică, că nu erau posturi de bună seamă, să nu fie joc în sat, la cămin, să nu se întâlnească la cimitir, la înviere, să nu participe la diverse activități, la clăci, la alte elemente, alte lucruri. Ați promenit de clacă și chiar asta voiam să vă întreb. Așa. Dacă ați prins dumneavoastră în perioada cât ați trăit acolo, momentele acestea de întâlnire unde lucrau în același timp, în timp ce comunicau, erau și pe linie de țesătorie, de valorificarea, să zicem, a lânei, fuiorul, torsul, țesătura, mă gândesc, nu? Cele mai multe erau pentru lucrul la câmp, deci la secerat, la săpat, la prășit, așa, dar iarna mai ales erau și cele, cum spuneți, de tors în mod special. Se torcea lână, se torcea cânepă, fuior de cânepă, din care fiecare gospodărie... După care apăreau aceste costume superbe care erau făcute de mână, erau acasă. Absolut, toate sunt făcute de mână, acasă, mai moderne, mai puțin moderne, dar oricum destul de frumoase. Era o adevărată întrecere între femeile din sat care să facă o cămașă mai frumoasă un ștergar, un prosop mai deosebit, un covor iarăși mai deosebit. Deci erau tradiții din acestea care s-au păstrat foarte bine și se întâlneau foarte des. Dar se întrajutorau, că ați spus, de muncile câmpului. Da. Săreau un ajutor unul sigur că pentru celălalt? Se ajutau? Majoritatea caselor... Nu erau atunci mașini și tehnologii. Nu. Majoritatea caselor construite în sat au fost făcute cu placă. A, deci și la case se ajutau. Și la case și la munca câmpului. Era un ajutor prietenesc sau contracost? Nu, era ajutor pentru schimb, să zicem, un troc. Așa, anume. Mergea unul la altul. Deci veneau... eu mergeam la un vecin, vecinul venea la mine când aveam eu de lucru, aveam frumos. Eu nevoie. Asta era un gest frumos. Nu venea să-i facă un calcul și să tragă linie? Nu se plătea nimic în bani. Așa. Doar în natură. Eventual mai aduceau produse, câte un produs. Să zicem, Așa, la nuntă de obicei se duceau găini, ouă, făină, de către toate rudele se duceau la cei care aveau de organizat așa ceva. Și atunci se întrajutorau în acest mod. Interesantă, da. Cum să zic, și lege existențială, dar și umană, transmisă din generație în generație, nu se poate spune decât că era vorba de o lege morală. Absolut, și nu erau, nu se simțeau forțați. Pot să spun că lângă casa unde am locuit eu, venea din când în când apa mare, la vara, de obicei, inundații? Și rupea inundații? Drumul. Nu erau inundații, că numai rupeau un drum, parte din drum. Rupeau drumul, rupea apa drumul și atunci, imediat cum se retrăgea apa, toți oamenii din sat veneau la reparat. Deci la cărat cu carele, cu boi, cu vaci, cu ce aveau. Nu trebuia să fie chemați. Erau anunțați doar că... Dar mergeau, nu erau obligați. Da, vedeți că acolo s-a rupt drumul. Și toată lumea contribuia. Veneau ca să refacă pentru că era drum de acces. Trebuia să ajungă și ei la câmp. Și atunci veneau să repare ca să poată să meargă la activitate. Revenind la carte, vorbeam de această structură foarte riguroasă și sociologică și din alte puncte de vedere. Dacă sunteți amabili să ne mai spuneți despre capitolele cărții ca să ne imaginăm prin ce etape trecem. Da. Deci în afară de sociologic vorbind,
Ce ați mai avut în vedere? Bine, portul popular, obiceiurile... Absolut. Ce doresc să spun, e un capitol, instituțiile culturale, poate pretenție cam prea mare pentru așa o carte, ale satului, unde am vorbit despre biserică, biserici, că a fost și o biserică penticostală, mi se pare, nu mai știu exact, dar e vorba despre școală și despre căminul cultural. Despre școală aș dori să vorbesc în... Și să spun câteva lucruri, că în anul 1946, pentru 4 ani, a venit în sat un învățător tânăr de pe băncile școlii de atunci, care a fost primit foarte bine în sat și care a păstrat legătura foarte mult timp cu cei din sat. Trăiește și acum, are 100 de ani, este la București. 100 a fost, de ani? Da. Deci v-a fost învățător. Mie nu mi-a fost, dar la alții mai la alții, dinaintea da? Mea a fost învățător. Și dânsul a scris câteva lucruri despre sat. Cred că am, găsesc repede să vă și citesc imediat ce iarăși spusese. Rolul învățătorului. Da, ce spusese despre foarte sat. Foarte frumos. Așa. Deci, deși a plecat, a rămas da, legat de viața a funcționat 4 ani în sat, a plecat în diverse funcții în județ și apoi în minister la București. Și cum se desfășurau orele? Erau politizate? Că era vremea nu, respectivă? Nu. Încă nu. Nu era nicio discuție. Acum, ce să spun, la un moment dat eu spuneam sau recitam, să zic, crezul la biserică. Așa. Nu m-a întrebat niciodată nimeni de ce fac acest lucru sau nu m-a pus nimeni nu să renunț. Oprit, da. Nu m-a obligat fiind nimeni la absolut fiind un sat poate nimic. mai retras, poate de aceea. Da, oamenii își vedeau de treaba lor și nu venea nu nimeni să ne... Nu se amestecau în politică, nu. Da. Deci învățătorul respectiv se numește Eugen Blideanu, așa. Îi dorim multă sănătate, are da, 100 de ani. Are, un învățător da, de acum 100 de ani, iată ce spunea, da, cităm. Copiii erau respectoși, disciplinați, cu bun simț, veneau la școală cu regularitate, îmbrăcați îngrijit, manifestau interes pentru învățătură. Printre cei mai sârguincioși, îmi amintesc de surorile Victoria și Marica, fiicele lui Părău Avram și Florica, poenarul roman și alții, nu mai menționez acum, deci a spus multe lucruri despre sat. A mai vorbit în același timp, spunea dânsul, în ceea ce privește portul, acesta era specific țărănesc, iarna purtau cojoace și haine din dimie. În picioare, majoritatea purtau opinci din cauciuc, făcute din roți de mașină și confecționate de un voian numit Toma. Și altele. Printre altele, iarăși mai menționez, comportamentul primarilor, al oamenilor din sat, m-au determinat să rămân legat sufletește de ei, chiar dacă majoritatea dintre ei s-au mutat între timp în locuința de veci din cimitirul satului. Deci, ținând cont de acest lucru... Mărturiile sunt descriptive, destul da, de elocvente. A da, prezentat da, foarte frumos satul pentru perioada respectivă și am avut șansa, și mă rog, e să e o mărturie primim ceea ce ați trecut aici. Da. Mai aveți și alte mărturii care... Repet, acum devin document. Avem aici niște versuri da, care... Sunt eu, sigur, o culegere de colinde și de din zonă, de din vremea respectivă. Din vremea care respectivă au fost scrise sau culese de un cantor de la biserică. De la biserică, wow, așa, mă, ce frumos. Care a avut două ce caiete. Ce rol avea? Avea da, și el un rol interesant. Da, două caiete în care a scris... mulți ani la rând toate textele colindelor toate. Și da, cum ați ajuns la aceasta este meritul coautorului, să spun așa, că el fiind mai în zonă, eu fiind plecat mai departe. El a luat caietele de la cantor. De la cantorul respectiv. Am înțeles, da. Și de la cantorul respectiv și de la fratele lui, are un frate mai mare cu vreo 10 ani,
care a rămas aproape de sat, e și cântăreț, a fost de fapt, că acum e bătrân, la biserică, nu mai poate, da? Da. Și la biserică și cântă și a cântat din clarinet, din saxofon. Era în formația satului, satul avea o adevărată fanfară cu tobe, cu clarinete, taragot. Deci ajungem și la partea culturală. Așa, exista, da, și o parte culturală acum niște ani, 60-70 de ani. Exista bine întreținută și erau foarte recunoscuți cântăreții aceștia din sat. Erau la concurență cu cei mai cunoscuți din zonă, o formație de la Căstău, de lângă Orăștie. Deci aveau și o concurență, da. Și foarte interesant, deci acest cantor de biserică, așa, scriind și copiind textele unor colinde cu mâna, cu creionul. Absolut. Aceste texte au ajuns aici, tipărite, da, după 70-80 de ani, cine știe. Așa, da, așa ceva. Deci nu s-a pierdut nici asta. Nu. Dar faptul că îmi vorbiți de o activitate și o existență culturală, lucrurile arată că totdeauna a existat în gena, zic, poate greșesc, în gena poporului nostru, cum există de fapt la fiecare, homo ludens există oriunde, această dorință, chemare de a se exprima într-o formulă ludică, fie că era vorba, cum spuneați, de întâlniri la horă, de, iată, formații muzicale, instrumentale, o concurență anume, nu mai vorbesc de perioada sărbătorilor când pomeneam de colinde, faptul acesta arată complexitatea structurii umane din totdeauna, și cu specificitățile respective, aliniate, subliniate de dumneavoastră, note particulare. Da. Pe lângă această formație, femeile din sat erau foarte, da, cunoscute pentru improvizațiile care le strigau la nunți. Ale erau și improvizații, care, da? Care le... Deci la nunți erau improvizații, da, ca improvizau, să înțelegem că e, da, e teatru nescris, da, de adevăratele, da, să-i spunem așa, da, nu? Da, erau și dacă găsesc imediat... În Italia era comedia dell'arte, care se baza foarte mult pe spontaneitatea creativă a interpretului, da, și la noi... Iată, erau momentele acestea, nunți, poate, eu știu, și alte ocazii vesele. Da. Dați-mi un exemplu, asta înțeleg, da, că vreți, da, să, da, faceți. Da, vreau vă rog să vă citesc două sau trei strigături din acestea, vă care rog, de obicei laudă îi mirii, în mod special, da, îi mai bârfesc sau îi mai ceartă pe socrii, fie mare, fie mic, pe socrăciță, da, da, așa, așa mai departe. Și atunci o să vă citesc câteva sau două care sunt chiar din Voia, unde ceartă bărbații. Zice că beutorus beutor, dar la crâjmă nu-s dator. Hainele cele mai bune, toate-s la crâjmar pe fune. Pune era sfoara pe care se întind rufele la uscat. Ale de la crâșmar. Da, le-au dus la crâșmar. Așa. Alta tot așa despre mireasă. Așa. Când eram la maica mea, eram pui și păsărea, dar acum la maica lui nu-s nici pui, nici pasăre, numai omul nimănui. Da. Deci omul nimănui atunci și când astea erau strigături mora, la nunție, la nuntă, așa, de urări de bun pornit pe un nou, da, drum. Da, 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 da. S-au adunat niște elemente care poate mai rezistă. Portul popular e doar în muzee, la nunți sigur nu mai sunt aceleași obiceiuri. Nu mai sunt, dar, din păcate. Rămâne afecțiunea aceea pentru o anume
zonă, un anume timp, pentru figurile emblematice, cum ați spus, cel care era cântărețul cel mai bun, dascălul satului, preotul și, nu mai spun, învățătorul satului. Da, da, da. Avem în carte, sunt menționați și preoții care au erau prezenți și au slujit comunitatea. Au avut o importanță și ei destul de mare. Printre ei, pot să spun, din 1830 sunt notați aici, sunt câțiva chiar și cu numele meu de Belea, așa. Biserica datează din 1730. Și a fost mereu refăcută? A fost refăcută. Sau e o biserică din lemn? Nu, e din piatră făcută. Dar 1730 e o dată importantă, adică sunt niște ani. Da? Unde ați găsit numele tuturor preoților? Există, mai exista când ați căutat documente la biserică, vreun catastif, că așa se spune, că la biserică erau notate foarte multe din evenimentele, momentele importante ale comunității. Din listele de la biserică am luat mulți ani de naștere și de deces sau erau trecute, care deci, sunt anul, asta voiam să întreb, anul naștere era trecut și în catastifele bisericii? Absolut, de acolo i-am luat. Nu numai oficial la primărie? Nu numai la primărie, da. Asta era tot un obicei, o tradiție. Da, da, da. Iar preoții care au slujit acolo, i-am luat, s-au păstrat de către preoții din sat. S-a transmis fiecare de la preot unul la altul. Nota, da? Da, s-a transmis de la unul la altul cine a fost înainte și așa i-am găsit la unul dintre preoții care trăiește și acum. Și păstra aceste documente. Păstra și avem și niște fotografii de la el. Da, să ne închipuim, totuși au trecut prin niște războaie. Că vorbim de 1700 și. Da, da, și da, totuși da. S-au păstrat. S-au păstrat și interesant. Să știe cine a fost și de unde. Și de că unde și cât numai timp a slujit, da, probabil. Da, n-au fost numai din sat, au fost și din satele din jur. Da, da, și cât timp au fost absolut, acolo. Absolut, sunt da. Notați cu anii în care deci au funcționat. Deci astea erau notate, lucrurile acestea nu erau notate și evenimente, să zicem că au nu, fost găsit, evenimente dramatice sau evenimente importante sociale, nu erau. În orice caz, memoria eroilor căzuți în cele două războaie se păstrează în cimitir la biserică, printr-o troiță unde sunt menționați, cred că vreo 40 de eroi din cele două războaie. Deci asta s-a făcut iarăși un lucru foarte frumos. S-a refăcut. Dintr-un sat atât de mic. Da, nu? Era o troiță veche care, mă rog, cu timpul s-a stricat și a fost refăcută de un colectiv de oameni din sat în anul și a fost sfințit în 2009. Deci eroii nu s-au uitat. Nu. Și tot la fel despre sat, satul a împlinit în 2004 500 de ani de la prima atestare. 500 de ani, stați așa să ne oprim. Da. 500 de ani de la prima atestare documentară. Da, și s-a ținut o întâlnire foarte importantă, foarte frumoasă în sat, la care cu plăcere pot să spun că am participat și eu, chiar dacă am fost Timișoara, stăteam în Timișoara, a fost anunțat și m-am dus și eu să văd ce se întâmplă acolo. 500 de ani de existență, condensați în memoria populară, în memoria afectivă a unor locuitori și în memoria unor documente, nu atât de multe, câte poate ar fi putut să fie în 500 de ani să se scrie mai multe istorii locale, mai multe monografii, nu a fost să fie. A salvat însă această existență, repet, memoria afectivă și, dacă ne gândim bine, și aceste date din consemnările bisericești și chiar din poeziile care în grai care circulau din absolut textele colindelor, a urăturilor,
Da. Astea s-au transmis. Ele sunt cu mult mai multe. Am și eu cunoștință de mai multe, dar din lipsă de spațiu, că nu m-am gândit să scriu le prea mult. Le valorificați pe toate, da. Da, și atunci am ales dintre ele câteva. Dar, efectiv, să știu multe lucruri în sat, povestesc cele două de caiete de care vorbeam, caiete document, au aici doar câteva da, sunt pagini. Câteva restul unde se găsesc? La muzeul respectiv sau au fost valorificate? Da, sper că acolo sunt. Nu știu nici eu, efectiv, pentru că le-am primit, așa cum spuneam, de la fiica coautorului, așa. Care fiică poate le păstrează, cine știe. E posibil să le păstreze, da. N-am întrebat-o. Sunt documente de care trebuie să ținem seama că există. Păi, în acest fel, am ajuns să-i cunosc și pe ei, cu toate că sunt oarecum rude. Eu nu cunoșteam pe fiica coautorului, nici pe el nu l-am cunoscut sigur, prea bine. Într-o localitate atât de mică. Da. Rudeniile se leagă mai ușor. Da, mai fiind ușor plecat din 65 din localitate, nu i-am cunoscut prea bine. Abia acum îi cunosc mai bine și ce să vă spun, că abia acum am mai discutat și cu câteva colegi din școala generală, din clasele 5-7, pe care nu le-am mai văzut de când am terminat 7 clase din 1962. Da, dar mai puteți continua, zic și eu așa, la momentul acesta de inspirație, puteți continua cu memoriile celor care v-au fost colegi, pe care i-ați cunoscut, și în felul acesta puteți întregi o atmosferă dintr-o anume epocă, o anume perioadă. Deocamdată, multe felicitări, admirație pentru ceea ce ați făcut. Este un fel de restituție culturale, semnat conferențiar universitar doctor inginer Gheorghe Belea, invitatul nostru din această emisiune. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Stimați telespectatori, urmează un moment important care completează tot ceea ce ați aflat până acum. E vorba de filmul realizat de doamna profesoară care este aleasă ca fiind exemplu pe țară pentru profesorii din mediul rural și care are grijă, în grijă și în atenție un mic muzeu din zonă. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune, Veronica Balaș sunt, ne vedem săptămâna viitoare la aceeași oră, duminică. Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova.